ajuns în felul ăsta cu distracția cumva înapoi în stradă. Bun, doamnele lucrau și pe stradă, așa cum se întâmplă și astăzi, și în cadre mai selecte. Dar mergând pe stradă, cel care avea mai puține parale în buzunare sau nu plecați cu așa planuri mărețe de acasă, putea să întâlnească și distracții mai puțin complexe, respectiv gustări stradale, street food. Deci mâncarea de stradă era încă de atunci. Street food nu e o noutate din antichitate, să puteau servi, nu degeaba la Roma, e sintagma pâine și circ. Pâine era pe stradă. Să muia în ulei cel mai adesea, oricât de ciudat sună astăzi, atunci era nutritiv. La români, în schimb, există tot o influență, e cel mai probabil orientală. Chit că nu e mare invenție să faci aluatul covrig, se pare că noi începem să avem covrigi pe stradă din influența turcească. Sunt acei celebri simit care au dat la noi cuvântul simigerie. Simitul găsim până astăzi în zona Turciei, este covrigul cu susan. Prin excelență, românii la fel fac o variație. Poți să-i pună mac, poți să-i pună sare, dar covrigul e tot covrig. E într-adevăr disparația asta între covrigul din aluat făcut proaspăt și covrigul uscat. Covrigii de Brașov sau de Buzău sunt celebri la partea asta a doua. Sunt covrigii numiți și colindețe. Era aceia uscați, de regulă la șir, care țin foarte multă vreme pentru că sunt făcuți pentru felul acesta. Dar covrigul pentru consumația de zi cu zi a bucureșteanului era covrigul din aluat proaspăt și ăsta cerea o muncă destul de asiduă ca să poți să-l asiguri. Una dintre cele mai celebre covrigării și plăcintării ale Bucureștiului, pentru că sunt două mâncăruri de stradă care merg mână în mână, n-avem degeaba zicala la plăcintă înainte, la război înapoi. Plăcinta e un aliment de fapt întâlnit cam peste tot, fiindcă e o minunată combinație între carbohidrați, proteină și grăsimi, care satură tot, omoară ficatul, dar asta e altă discuție. Și asta se găsește la toate națiile. În cazul nostru am vorbit data trecută de poale în brâu, alivenci, variațiunile locale la gama mondială a plăcintelor. Cea mai cunoscută sau printre cele mai cunoscute simigerii și plăcintării bucureștene din perioada de secolul XIX este simigeria lui Chir Nicola. Deci, iarăși, ca și în cazul lui Iorgu Steriu de la terasa Grădina de Vară Luzana, avem de-a face cu un macedo-român, de data asta un arbănaș, în funcție de zona de proveniență. Fârșeroții sunt din frașeri și ăștia arbănașii sunt din arbănasii. În cazul lui, ritmul în care trebuia să-și ducă activitatea este unul cu totul ieșit din comun, pentru că o simigerie își închidea activitatea odată cu programul celor care lucrau, deci undeva după cină, până în ora 9 seara, dar activitatea reîncepea pentru proprietari undeva în jurul miezului nopții, când trebuia să se trezească să frământe aluatul, care era cu valori de 30, 40, 50 de kilograme, ca să ai producție suficientă pentru a doua zi, după care te mai culcai puțin tel și te trezeai iar pe la 4 dimineața și începeai să porționezi covrigii, respectiv foile de plăcintă, făceai focul la cuptor, nu exista, bineînțeles, gaz sau mai știu eu ce, era cu totul cu foc de lemne și ideea care era principala, să ai produsul gata în momentul când plecau oamenii la muncă, că altfel rămâne cu producția nevândută, pentru că bătaia peștelui era dimineața. Dacă ratai vânzarea de dimineață, restul zilei era o vânzare așa, cu bucățica pentru pofticioși. Pentru că masa de prânz era, pentru oamenii muncii la vremea aia, nu prea exista masa de prânz. Nu aveai programul gândit ca atare, plecai la muncă, munceai până cădeai lat și mai mâncai atunci când terminai. Cine? Pentru că vorbim de muncitori în mediul urban. Dacă pentru țăranul plecat la coasă de cu dimineața, aproape că nu există micul dejun, pentru că pleci de la 4 dimineața și se mănâncă pe câmp și se mai mănâncă seara acasă, pentru muncitorul urban care lucrează într-un mic atelier, într-o uzină incipientă sau mai știu unde, aproape că nu există masa de prânz sau masa de prânz o ciuguleală așa din mers de ceva, dar principalul ca să poți să pornești ziua, ai nevoie de o mâncare cât mai calorică,
Asta cumva explică abundența de patiserii care în condițiile, și eu nu vreau să fac reclamă, concurență neloială nimănui, dar pentru un lucrător la birou e o mică crimă, caloric vorbind, patiseria de cu dimineață, e o treabă dovedită deja. Pentru oamenii de atunci, în schimb, care lucrau, prestau în proporție de probabil 90% muncă fizică, era o treabă binevenită să ai o asemenea patiserie. Nu suntem noi, bineînțeles, țara pastelor în domeniul ăsta, în afară de alături de plăcintă și de pâinea cea de toate zilele, pâine care a fost până acum vreo 100 de ani, pâinea de casă, aia cu alatul foarte dens, care era bună și la o săptămână, chiar dacă se întărea coaja pe exterior, miezul tot bun era. Probabil că una dintre cele mai renumite pâini românești este pâinea coaptă în țest. Este vorba de capacul ăla de lut care se pune peste aluat, da. Și care asigură o coacere cât mai uniformă. Franzela apare foarte târziu în gastronomia românească. Franzela apare de la turc? Nu, este cel mai probabil de origine franțuzească sau germană. Nu mi-e foarte sigur în momentul de față. Astăzi am ajuns să inversăm paradigma și pâinea albă este, dimpotrivă, pâinea cea mai puțin de dorit din punct de vedere al sănătății. Pe vremea aceea, pâinea albă era pâinea nobilă. Nu toată lumea mânca pâine. Pentru unii pâine era desert, pentru că mâncau mămăligă majoritatea. E greu de imaginat astăzi că poți mânca pâine cu mămăligă și pâine cumva miezul sandvișului pentru cei mai lipsiți dintre noi. Dar e clar că și la noi a pătruns treaba asta cu pastele. Pastele, fiind carbohidrat introduse în orice tip de mâncare, sporesc foarte mult gradul de sațietate. Și automat sunt o treabă de dorit pentru oamenii care vor să scoată cât mai mult dintr-o masă. Și atunci nu-i de mirare că și la noi s-a gândit totuși cineva să fabrice paste. Și prima fabrică de paste apare în timpul lui Nicolae Mavrogheni. Și este undeva în zona oborului de astăzi, nu mai rămâne niciun vestigiu de pe urma ei în prezent. Era o fabrică de fidea. Fideaua e un cuvânt turcesc, se păstrează până astăzi, știm foarte bine tăiței aia subțiri, pe care întâlnim de regulă în supe și în ciorbe astăzi. Interesant este cum se fabrica fideaua după mijloacele epocii de atunci. Părez nu aveai că n-aveau utilaje niciun fel de malaxor sau mai e singurul utilaj pe care îl știu după nume. Fiindcă știu că e un întreg angrenaj acolo de utilaje care sunt folosite în procesul de fabricație. Dar în cazul ăla se foloseau doi robi sau doi așa zis angajați. Pe spinările cărora lipite una de cealaltă se punea o bilă mare de aluat care era frământată de izbirile repetate ale celor doi oameni în momentul în care se realiza acest aluat. Bun. Mă întreb ce gust avea. Probabil un gust așa un pic înțepător, să zicem. O treabă un pic alcalină. Nu e o treabă fără recurent în gastronomia românească. O rețetă, mie mi s-a părut fabuloasă, de cozonac, dintr-o carte a Mariei Colonel Steriadi, o carte de bucate printre prima. Prima carte de bucate, că vorbeam și de atât, scrisă de o femeie, este pe la 1840 și un pic. Dar în cartea asta, care e tot din secolul XIX, se dă o rețetă absolut fabuloasă de cozonac dintr-o sută de ouă. Pentru că e un aluat de cozonac, de fapt, care după aia se porționează și câte calupuri ies foarte bine. Cozonacul e o mâncare eminamente sărbătorească. Da. Este desertul de sărbători la români. Dar e interesant procedeul de frământare, pentru că se indică nu cât să frămânți, ci cu cine să frămânți, cu doi bărbați voinici. Se frământă aluatul ăsta și din proprie experiență vă pot spune că frământatul cel mai bun de cozonac este lungul la pumn. Este singura formă de violență chiar utilă în procedeul bucătăriei, pentru că cu cât supui coca la un șoc mai mare, gospodinele care n-au parte de doi bărbați voinici preferă să dea cu el de pământ într-un lighean, cu atât să obține o osmoză mai uniformă. Așadar e de înțeles de ce l-am dat două spinări de oameni voinici șocnite una de cealaltă, asigurau, cumva să spunem, un cadru propice pentru realizarea fidelei. Asta ar fi fost, cumva, gustările consistente din mediul românesc, dar mai găseai și treburi mai ușoare. Porumbul copt, la noi, e o constantă. Nimeni n-ar ști să spună de când e. Bun,
a apărut odată ce a fost introdus porumbul în culturile din spațiul românesc, adică în vremea lui Șerban Cantacuzino. Așa șocant a fost introducerea porumbului, încât el apare ca decoruri arhitectonice ai capitelor de coroane decorate cu ștuleți, pentru că era o treabă inedită la momentul respectiv, și el produce marea schismă între vechea alimentație românească, care era pe bază de mei. Meiul era cereala de cultură cea mai răspândită. Treci la porumb, care are și un gust mai bun și nutritiv, se pare că este mai bogat, plus că una este un bob de mei și alta e un ștulete de porumb. Și de aici se ajunge la preparatul considerat eminamente alimentația de bază a țăranului român, mămăliga, Eminescu spune, din păcate, că alimentația țăranului român este ceva ce nouă astăzi ne pare greu de înțeles, mămăligă cu oțet și fel de fel de legume. Cam asta era dieta de bază a țăranului român. Și întorcându-mă la partea urbană, la partea acolo, urbană era eu trebuie pe să categorii mâncărurile. Nu cred să existe cineva din România care să nu fi mâncat odată în viața măcar mămăligă. Mămăliga are un efect foarte plăcut, se umflă. Te satură. Pe moment. Satură foarte. Da, îți dă senzația de sațietate, care pentru niște oameni care făceau, posteau mai mult decât scria în calendar să postească, era o treabă căutată. Deci cu siguranță au avut de face, a mers până sus de tot. Regele Carol al II-lea era nebunit după mămăligă și îi plăcea să o consume în multe ocazii. Deci nu e o mâncare rezervată exclusiv păturii de jos. E adevărat că efectul nu ține mult, exact cum ai spus. Și atunci e bine să o mai înnădești cu ceva. De aia se explică popularitatea covrigilor și a plăcintelor în mediul urban. Cumva plăcinta e chintesența alimentației urbane. E ușor de ținut, este sandwich-ul românesc. Da. Să-i spunem. Nu că n-ar exista plăcinte și la englezi, dar la englezi cine a avut de-a face au văzut că de fapt sunt niște tocănițe în aluat. E mai greu să iei un shepherd's pie la pachet, pe când plăcinta românească cu umplutură tare, mergând până la forma aia mai specializată, e adevărat că există două conotații pentru cuvântul ăsta. Cigir, un cuvânt cu origini vădite turcice, poate să fie fie drobul de oaie, fie plăcinta din organe de oaie. Deci plăcinta de oaie cu aluat gros ținut, care practic e un sandwich foarte consistent, pe care îl poți lua într-adevăr în desagi și care și ține câteva zile și poate fi mâncat ulterior. Deci ăsta cel mai probabil. Aici eu fac un pic de speculație. Dacă s-or fi făcut cercetări mai amănunțite, nu mi-au încăput mie pe mână până acum. Dar cel mai probabil cam în direcția asta merge alimentația lucrătorului urban. Și noi vorbim de București. În primul rând, mămăligă cu siguranță nu lipsea. Au fost bucureștii mahalalelor unde cu siguranță au existat mii de ceaunuri care au bolborosit cu mămăligi. Dar pentru spațiul urban era mai utilă tipul ăsta mai compact de alimentație. Pentru mâncarea de stradă, la vremea respectivă era o mâncare notabilă pe care azi nu mai găsim? E o mâncare care a plecat de aici, dar o găsim prin alte părți. Castanele erau la mare căutare. Se găseau... Cum? Mai sunt zone în care se sărbători în care se copt castane în Da, dar de exemplu dacă mergi pe stradă până și în Paris, vei găsi castane coapte la orice colț, nu mai vorbesc dacă te duci în Istanbul. Eu credeam că de acolo a plecat. E foarte, chiar nu știu care e originea castanului, dar cel mai probabil e una orientală. Sunt nutritive, există și o variantă foarte rafinată, crema Bibescu, nu știu exact cum se fabrică, dar este făcută pentru principe. Principele, crema Bibescu, pentru el era făcută așa, de aia numele. E o cremă de castane. Crema de castane, pentru cine a avut ocazia să o întâlnească, fie combinată cu frișcă, fie cu înghețată, este o delicatesă. Și o consistență sublimă, într-adevăr, pentru că e o cremă atât ușoară cât și cremoasă. Însă era un lucru pe care nu-l găseai în mâncarea de stradă. Nu, găseai castane poate. La orice colț de stradă se găseau amplasate stradal, un soi de grătare din astea de tablă sau de fier cu mangal în interior, pe care se cocea fie porumb, fie castane, dar până la domnii îmbrăcați în frac și cu joben pe cap, care urmau să ducă la teatru, nu ezitau să se oprească pe stradă, să-și mai ia cât un cornet de castane sau cât un porumb fiert sau frit, după caz. Asta la capitolul mâncărurilor, iar la capitolul băuturilor, probabil cea mai accesibilă băutură din totdeauna, că a lăsat și expresia ieftin ca braga, este braga. Braga, eu i-a spune așa, definiția cea mai pe scurt, este forma dulce a borșului. Pentru că este tot o fermentație de cereale. E făină de mei la bază de data asta, nu sunt uști și tărâțe,
uși sau huști, cum preferă fiecare să spună. Este făină de mei, tot așa fermentată, poate să rezulte și un produs alcoolizat. Dar pentru că a pătruns și mediul oriental, s-a căutat varianta non-alcoolică. Este relativ corespondentul kvasului în lumea slavă. Bragagii au rămas o emblemă a spațiului bucureștean până la sfârșitul secolului nostru, ce au dispărut cu alte turcisme, sacagii, lampagii, tulumbagii și alții. Dar există, de exemplu, un tablou al lui Sava Hentzia care reprezintă așa, mișcător, un bragagiu umblând pe stradă cu donița în spate, cu recipientul în care ținea braga. Îmi scapă exact, presupun că se introducea gheață pe undeva ca să o ții cât de cât rece, mai ales în perioada de vară. Și de unde, fie până plecare, fie printr-un furtunaș, printr-un tub, vărsau doritorilor de bragă băutura respectivă. Iarăși, dacă mergem astăzi în Turcia, se găsește ca boze sau boza, nu mai știu exact cum se cheamă. Ei, într-adevăr, fabrică o formă mai densă decât ar fi fost cea din zona românilor. Și am ajuns să o asociem. Ea nu e o invenție turcească, ea se găsea pe tot arealul ăsta, de la fel, din timpuri imemoriale. Doar că turcii au rămas cumva cei mai fideli. Iarăși, problema cu neconsumatul alcoolului se vede prin faptul că te specializezi pe băuturile non-alcoolice. Și ultimii bragagii din România au fost într-adevăr turci. Una din ultimile zone predilecte unde se putea consuma braga era insula Ada Kaleh, insula aflată în prezent sub apele Dunării. Cred că bragagii dispar. Mi-aduc aminte un interviu al domnului Cristian Tudor Popescu, care își aduce aminte de Bucureștiul meu. Era încă Bucureștiul oamenilor cu braga. Domnul Cristian Tudor Popescu are 60 ceva de ani. Deci vorbim de Bucureștiul anilor 60. Cam așa ar trebui să dispară braga din peisajul cotidian bucureștean și, din păcate, nu prea este înlocuită de altceva. Apar, într-adevăr, tonete de răcoritoare, că vorbim de limonade, oranjade, care sunt prezente de multă vreme în spațiul bucureștean. Ce strică este faptul că, la un moment dat, în loc de produsul propriu-zis din fruct, apar siropurile. Care, bun, ele există sub formă de șerbet, da, de multă vreme la fel, dar acum devin preponderente și asta iar înseamnă o sporire a cantității de zahăr în alimentație, păcând braga în simplu fapt că era probiotic, că era obținut prin fermentare și de regulă era îndulcită, dacă era îndulcită cu un pic de miere, era un produs mult mai natural. Poate că ar merita să revină. Am văzut așa niște încercări foarte timide în peisajul bucureștean. Prin Slatina, nu știu dacă îmi crești, prin Constanța. Am văzut și în București în vreo două locuri. N-am de unde știi dacă seamănă cu braga autentică. Probabil că numai oameni trecuți bine, da, de 60 de ani ar mai putea să facă o comparație. Da. Dar e cert o pierdere a peisajului bucureștean și a sănătății. Pentru că asta astăzi orice nutriționist o să spună că e bine să ai o cantitate cât mai mare de probiotici în alimentație, că sunt murături, că sunt lactate fermentate. Braga era un aliment, mă rog, o băutură, un aliment, că erau tot aia, foarte accesibil și, cum spune expresia până astăzi, foarte ieftin. Și arată, bineînțeles, gradul de adaptabilitate a locuitorului de rând din București sau al țăranului român vis-a-vis de a face foarte mult din resurse foarte puține. Apropo de murături, sunt, cred că, unele din cele mai vechi garnituri ale bucătăriei. Nimeni nu poate să spună când s-a realizat că legumele conservate în țaramură, pentru că asta este forma primordială și cea mai sănătoasă până în prezent, că există variația cu oțet, dar care este contraindicată în general, pot să fie conservate vreme de un an, doi, hai, trei, cu foarte mult succes. Constituie o variație excelentă la alimentație, mai ales pe timp de iarnă. Alimentația bucureșteanului de rând pe timp de iarnă conținea, în cazuri fericite, bineînțeles, carne și murături. Putineul cu murături era o treabă nelipsită din orice gospodărie bucureșteană. Pentru scandalizarea cunoscătorilor de vinuri, între care păstorul Teodoreanu, aproape că erau nelipsite lângă paharul de vin, ceea ce în sine e un nonsens. Treaba cu vinurile, dincolo de orice snobism care ar putea fi atribuită, are de-a face cu maniera în care vinul ajută gustul mâncării și viceversa.
Și atunci păstorul explică foarte simplu că este o tâmpenie să bei un vin sec și taninos și să mănânci o baclava după, la fel de nepotrivit cum este același vin lângă un pește ușor, un pește oceanic sau mai știu eu ce. Și viceversa ar fi valabil. Adică e cumva bine să se acordeze, să se acorde vinul cu ceea ce mănânci. Da, să potențeze unul pe altul. Murăturile în general nu prea au ce căuta la vin. În general vorbind, sau cel puțin nu ca garnitură la vin. Există brânzeturi, așa cum ne învață francezii, că brânzeturile și nucile, fie ele de orice proveniență, fac casă bună cu orice vin. Există fel de fel de ronțănele dintre acestea, fie produse de patiserie, fie mai știu eu ce, care se pot împăca. Dar anumită gamă de mâncăruri păgubesc vinul, ca să zicem așa, în momentul în care sunt servite la grămadă împreună. Dar ele sunt prezente dintotdeauna, la fel cum este prezent aproape dintotdeauna și nu numai la noi, celebrul mujdei, care vine din muzdei, e pastă de usturoi. Rețeta de bază este simplă, usturoi, sare și apă. După aia poți să cunoască variațiuni cu smântână, cu pătrunjel, cu mai știu eu ce, cu oțet, cu ulei. Asta e altă discuție. Dar rețeta de bază, usturoi, apă, sare și ai dat un gust pronunțat, care poate să placă, poate să nu placă, oricărei mâncări, indiferent cât de fadă. Este aceasta. Asta ne duce, este o garnitură aproape nelipsită la unul dintre feluri de mâncare aproape universale în perioada de gloria cârciumilor române. Este vorba de ciorba de burtă sau schembea și ruda ei mai grasă, tuslamaua, care se găsește în meniu. Cred că e unul dintre ultimele localuri bucureștene care mai prezintă tuslamaua. De ce? Probabil că unele gospodine, cel puțin cele mai de modă veche, știu ce probă de maraton este să gătești o ciorbă de burtă, nemai discutând de tuslama. Astăzi încă ai avantajul că este prefiartă burta, da, propriu-zisă, și nu mai ai nevoie să faci tot procesul ăla foarte laborios. Nu e o treabă științifică avansată faptul că burta, având rol de mistuire, păstrează un miros specific. Ca și alte părți servite la grătar, rinichii la fel trebuie trecuți prin oțet, fuduliile la fel și mai sunt alimente care, dacă nu știe respectivul să le prepare, mai bine nu le mănânci. În cazul ciorbei de burtă, procesul e foarte laborios până ajungi la faza de gătire propriu-zisă și, în general, preferințele aici sunt extreme, adică ori o iubești, ori o urăști, la mijloc nu se prea găsește. Că servită cu smântână, cu oțet, cu piper, este un reparator excelent pentru o noapte de chef bahic mai accentuat. Drept urmare, era cel mai căutat comfort food sau junk food pentru bucureștenea cu 100 și mai încoace de ani. Așadar, după un chef zdravăn de o noapte întreagă, cel mai indicat era să cauți o ciorbă de burtă sau și mai bine, pentru că este mai grasă, fiindcă implică pe lângă burta de vită și picioare de vită, ceea ce dă colagen și dă un amestec mult mai consistent, tuslamaua, în cele două variante, varianta ei mai elaborată fiind tuslamaua regală, care era un alt preferat al lui Carol al II-lea. Carol al II-lea cumva este ca pofticiosul casei regale din România. Casa regală a adus niște schimbări pentru români, pornind de la uzul berii, fiindcă erau de origine germană, până la faptul că reprezentau, cum am spus încă din prima discuție, un model, că ceea, da, ce servește regele. Ce se trebuia exact. Carol I, exemplului. Cu siguranță n-a fost vreun model pentru gurmanți, pentru că era un om de austeritate reală, deci nu numai manifestată exterior. Era într-adevăr, reiese din documentele casei regale și s-au făcut nenumărate biografii și monografii, era un om auster și în ceea ce privește viața personală, masa se lua la oră fixă, era un meniu prusac din ăsta care ducea spre mediu ofițeresc cu feluri destul de simple de gătit și cu un conținut relativ scăzut de grăsimi, ceea ce explică faptul că în toate pozele sale Carol I are o siluetă impecabilă până la bătrânețe. Nici Ferdinand nu e departe de gurmanzii casei regale, sunt de regulă femeile, mai ales Regina Maria inovează foarte mult și la capitolul bărbați, deși cred că cumva își trage eticheta din mai jumătate din legende,
este Carol al doilea. Carol al doilea este pofticiosul prin excelență al casei regale și acolo se spune că mămăligă, că tuzlama. Acum, fiecare poate să facă diferența între cineva care mănâncă nemăsurat, indiferent ce, și cineva care e într-adevăr pofticios, dar se mulțumește cu mai puțin și atunci nu se vede neapărat asupra sănătății sau a siluetei. Că i-o fi plăcut sau bac, cert este că tuzlamaua era o mâncare simbol sau staple food, cum s-ar spune astăzi, pentru petrecăreții bucureșteni de altă dată. Un bon viveur și un Casanova bucureștean autohton din secol, de la începutul de secol 20, a murit prin anii 50, Constantin Beldie, spunea cum poți să recunoști un bărbat de clasă pentru felul în care, felul cum poate să mănânci o tuzlama fierbinte, cum poate să danseze, dar am uitat cum se chema dansul, și cum poate să despoie o femeie ca pe o ceapă. Cam asta era pentru el definiția bărbatului de rasă. Adică bărbatul care îi derasă și la masă, și în salon, și în alcov. Ceea ce poate să fie, presupun, o definiție mulțumitoare și astăzi. Plecând de la tuzlama, mai sunt mâncăruri notabile pe care, din epoca respectivă, care încă s-au păstrat? În meniul celor de aici, da. Deci lăsăm la o parte produsele de zahana sau zalhana, cum vreți să-i spunem. Tot ceea ce variantele sunt corecte? În prezent este corectă zahanaua, dar arhaic se folosește termenul zalhana. Unde avem categoriile de organe, momițe, care nu sunt tot aia cu fuduliile, sunt alte glande. Da. Purelușă, care este burta porcului, servită fie sub formă de pastramă, fie ca atare. Măduvioare, care nu stă aia cu osobuco. Osobuco este măduva în os, de regulă sub formă de rotundă. Am văzut-o aici în meniu, sub ambele forme. Da, iar măduvioara este măduva scoasă din interiorul osului, fie tăvălită prin pezmet, mălai sau mai știu eu, fie pane, fie direct pe grătar. Poți să mai servești, bineînțeles, fel de fel de treburi din astea crude, șoriciu, ceea ce pentru... mai ales pentru apusenism, un sacrilegiu. Și tot așa, vorbind de mâncăruri mai rafinate, care astăzi aproape că nu se mai întâlnesc, vin la ciorba de ștuca lui Nicolae Filimon cu zeamă de varză și ajung la o, probabil, cea mai emblematică moștenire evrească a bucătăriei românești, pentru că evreii au interdicția cunoscută pentru anumite mâncăruri, mai ales cu porcul, au dezvoltat un fel de mâncare conex, care a rămas cumva emblematic, respectiv altădată celebra ștucă umplută. Nu știu să redau exact rețeta, dar este ștuca gătită în propria ei piele cu o umplutură foarte rafinată și care constituia cumva la un moment dat o marcă a rafinamentului pentru anumite cărciuni bucureștene. La fel cum era, deși era mai mult mâncare de acasă decât de cărciumă, salata băf. Salata băf, rețeta e originală, bineînțeles, așa cum o spune și numele, cu carne de carne de bou, nu de vacă. Carnea de bou, cu bună dreptate, și o spun din experiență personală, este net superioară cărnii de vacă. Așadar, masculul este cel care dă carnea cea mai bună. Asta era o mâncare, în general, sărbătorească. Se găsea mai rar prin localurile bucureștene de altă dată, dar reprezenta și acum 100 de ani unul din felurile asociate sărbătorilor. Țin să subliniez asta, indiferent cine se supără pe mine, n-avea mazăre la origini. Maioneza era maioneză, că așa se făcea. Cei de acum 100 de ani încă nu cunoșteau care sunt riscurile de îngrășat, pentru că majoritatea prestau munci fizice, oricum consumul caloric era mai ridicat și incidența celor grași era mult mai scăzută, plus că astea erau feluri de sărbătoare, nu se mâncau zi de zi. Dar puse la întreuri și nu la fel principal. Era o succesiune. La un moment dat există o relatare, nu mai știu care cronicar a păstrat-o sau dacă a păstrat un cronicar sau e pur și simplu o semnare, un soi de jurnal intim, al unei mese de anul nou din perioada interbelică, cred că prin 35 sau 37, o masă pantagruelică care pornește după primirea invitațiilor cu mici antreuri sărate, alune americane prăjite, pateuri, chestii din astea care se servesc cu țuică de văleni sau cu tării străine pentru amatori, dar predomină băuturile naționale.
După care, într-adevăr, cum ai spus tu, se servesc o serie de mezelicuri, că vorbim de răcituri aspic, care este forma nobilă a piftiei. Fel de fel de mezeluri din astea de iarnă, lebăr, tobă, mai știu eu, salată de băf. După care se trece, culmea, la pește. Ce vrea să fie treaba asta? Ori așa un soi de intermezzo între sarma și salată de băf. Și peștele este preponderent pește de apă dulce. Băuturile vin foarte corect în succesiunea felurilor de mâncare, trecând de la tăria de început, potrivit vechii superstiții, că e o superstiție, nu e o treabă științifică, că alcoolul tare ar tăia grăsimea din mâncare, din potrivă, ficatul și a două lovituri în loc de una. Mergând după aceea la supe, ciorbe, dar astea sunt considerate opționale pentru cine dorește o ciorbă de perișoară sau o supă de pui, să se încălzească după pește. După pește. Așa, după care se trece cumva la felurile emblematice, sarmale, mai știu eu ce fel de tocături din astea, cârnați sau mai știu așa, și se ajunge la fripturi. Acest final. Meniu este era... pentru o noapte. Pentru o noapte de anul nou, care începea deci undeva de cu seara și se termina până la 2, 3, 4 dimineața. Și bineînțeles, termina cu deserturi, fructe, dar mergând la prăjituri grele și tort. Două torturi de regulă, ca să arăți bunăstarea familiei. Apoi cafele, coniacuri. Asta cu coniacul la sfârșitul mesii nu e o regulă, pentru că e o băutură tare, poate fi servit foarte bine și înainte. Pentru buchetul lui, într-adevăr, și faptul că lasă un gust plăcut apoi, se servește de obicei la sfârșitul mesii, dar repet, nu e obligatoriu. Și bineînțeles, încheiată cu cea de al doilea rânduri de cafele, numită foarte sugestiv sictir cafe, adică mai merge acasă. Când se dădea rândul ăsta de cafe, era momentul să-ți faci bagajul, chiar să pleci, dar bineînțeles, da, așa, bine, colocvia. Așa, bineînțeles, obișnuia a doua zi se trimite bilete prin care se felicite gazda, pentru că era într-adevăr o treabă de pregătire care dura câteva zile, nu doar că dacă le găteai tu, și dacă le comandai tu, dura ceva să poți să faci toate pregătirile astea. La fel, gospodine mai în vârstă sau pur și simplu cu un gust mai conservator, pentru un tort doboș sau niște sarmale, presupun că știu ce înseamnă asta ca pregătire, mai ales dacă sarmalele ei după rețetalul păstorel și tocătura se face foarte mărunt și frunzele de varză se taie fără nicio nervură, se opăresc și se fierb, am mai vorbit tura trecută. Asta însemna, pe de o parte, un soi de joie de vivre în perioada veche. Se bucurau de mâncăruri bune, dar totodată masa asta alterna cu dans, cu joc, cu o conversație foarte animată între oameni, adică nu se mânca la modul programatic, nu crăpa în tine, cum ar spune expresia populară, ci se bucurau de niște gusturi rafinate și plus că măsura este a fiecăruia, adică te poți bucura și de o bucățică și de un platou. Preferabil ar fi să mai lași loc și de altele, nu să razi. Mă întorc la mâncărurile mai vechi, deci jumăr boierești, măduvă, nosuriei. Toate mâncărurile astea despre care am vorbit până acum se găseau predominant în casele boierești sau și românul de rând? Jumara tocmai de-aia este numită jumara boierească asta de aici, pentru că untura a fost principalul conservant mai înainte să inventeze conservele propriu-zise, fie ele etanșe în saramură sau mai știu cum. Untura era principalul conservant, porcul era și propriul lui agent de conservare, pentru că carnea la garniță era o treabă care ținea până vara, dacă nu ținea până la Crăciunul următor, dacă era drămuită cum trebuie. Dar nu mă gândesc neapărat la jumările boierești, mă gândesc și la tuslama, mă gândesc la toate felurile de mâncare despre care am vorbit până acum. Asta era meniul și oamenilor de rând, înțeleg, și românului de atunci, din epoca respectivă. Da, din potrivă, cei din elită căutau feluri mai puțin neaoșe, mâncăruri străine și, în principiu, cu cât mai exotic ingredientul, cu atât mai căutată mâncarea, respectiv cu cât mai elaborată procedura de a-l găti, pentru că există și bucătăria asta cumva de snobi, iarăși. Fără să doresc să intru în polemică cu nimeni,
există lucruri care sunt făcute ca să sune bine. Poate au și gust bun, n-am avut ocazia vreodată să încerc așa ceva, dar fel de fel de preparate ale bucătăriei franțuzești și nu numai, cu sandwich cu vită, dar cu bloc de foie gras fierbinte și cu reducție de vin Madeira și probabil că dă o asociere de gusturi nemaipomenită, dar pentru 95% dintre oameni este o treabă aproape inaccesibilă, atât ca preț, cât și ca manieră de realizare. Probabil predominant le găseai în cârciumile și în localurile, ca să nu... Era impropriu să numești cârciumă un local care ar fi servit așa ceva. În București era, cum am spus, nucleul ăsta cumva între Capșa și bufetul de la șosea, semnând că pe traseul ăsta nu găseai și cârcium de rând. Dar acolo aveai șansa să mai întâlnești câteva localuri care serveau într-adevăr și preparate dintre acestea de înaltă clasă, care au mulțumit aproape universal pe clienți, nu numai clienții români, ci și clienții străini. Adică avem memoriile mai multor oameni, inclusiv Raymond Poincaré, a fost președinte al Franței, care servis la Capșa sunt în extaz, adică spun, nu există așa ceva, nu există restaurante la Paris care să poată să concureze localul ăsta. Și reputația asta, din păcate, criticată de unii pentru opulența ei, admirată de alții pentru faptul că este un mijloc de reprezentare națională, până la urmă să ai un restaurant de primă mână, este o treabă de mândrie națională, dar toate lucrurile astea dispar, din păcate, sau sunt mult atenuate de venirea comunismului, care impune frugalitatea și la nivelul ăsta de vârf al gastronomiei, în primul rând, reducând drastic calitatea ingredientelor. Untul, uleiul de măsline, și aici deja vorbesc pe teme cunoscute încă de mulți dintre noi, astea devin rarități spre chimere, spre lucruri care au fost odată și acum nu se mai găsesc. Era un banc celebru în perioada comunistă, îi se permite lui Bulă, un personaj de banc, să meargă în Statele Unite ale Americii și când se întoarce este întrebat: cum ți s-a părut America? Domne, sunt înapoiați cu 50 de ani față de noi, adică e ca la noi în anii 30, au de toate. Pentru că la noi era o penurie aproape generalizată, deci asta, lipseau nu numai alimentele considerate cumva de lux, lipseau parte din alimentele cotidiene al cândva. Adică există o relatare a domnului Mircea Dinescu, care încă e în viață, vis-a-vis de faptul că la un revelion au avut ocazia să guste sarmale cu salam, pentru că nu se mai găsea carne. Ce gust avea sarmaua cu salam, nu știu. Presupun că într-o companie bună și cu veselie poate fi mâncată și aia, dar e greu de imaginat altfel cât de bine ar putea să fie așa ceva, ajungând până la substitutele mai cunoscute din perioada aia. Nechezolul, celebra cafea cu cicoare, care... Am intrat deja în perioada comunismului, despre ce spui acum. Vorbim de penuria din al doilea război mondial în condiții de război, cumva, impropriu spus, de înțeles, deductibile. Și asta ajungând în perioada comunistă, pentru că cu toate contrastele lui, asta București avea restaurante de primă mână până a venit comunismul, care a tras cumva standardul cu vreo 2-3 nivele mai jos. Asta în primul rând prin scoaterea ingredientelor de lux de pe piață și în al doilea rând prin considerarea anumitor mâncăruri ca o treabă de opulență burgheză care n-are ce căuta. Vorbeam mai devreme de crema asta de castane Bibescu, care a devenit cremă de castane, pentru că Bibescu suna foarte aristocrat. Când substitui untul cu margarina, cafeaua cu cicoarea și alte treburi dintre astea, indiferent câtă arta bucătăriei avea, produsul mai același. Era tot așa o treabă celebră cu rețeta de ciorbă de pui din perioada ceaușistă. Ciorbă de pui, apă, pui, zarzavat, pui, sare, pui, pui, nu pui, că ai pus destul. Și asta este ciorba de pui și vis-a-vis de care este de fapt doctrina adevărată a marxismului, nu este materialismul dialectic, este materialismul dietetic. Nici o masă fără pește oceanic, pentru că ăsta se vindea cu predilecție și de asta românii se începeau să semene cu pinguinii. Stăteau la frig, mâncau o grămadă de pește și băteau foarte des în palme. Adică,
Da, Capșa a devenit restaurantul București, pentru că era cumva un simbol și ea n-a putut fi închisă. Se pare că se mai găseau pe sub mână păstrătorul de ranul din perioada de început a comunismului și alții spun din perioada târzie că undeva în niște salonele Capșii mai puteai să găsești încă un mic refugiu gastronomic, dar probabil că pentru un cerc foarte restrâns de intimi, în timp ce alte restaurante dispar cu totul. Într-adevăr, există unele care fac o tranziție mai mult sau mai puțin egală. Cina franțuzească devine restaurantul Cina, unde intrau, nu intra oricine. Atene Palasul își menține cât de cât strălucirea, dar este primordial hotel care are și un restaurant, bineînțeles. Apar niște cârciumi, într-adevăr, populare, dar populare la ceea ce, la standardul epocii. Odobeștiu, cel pe care îl vedem filmat în Brigada Diverse. Da. Eu sunt fan încurcă lume. Însă nu mai are nimic în comun cu cârciumele dinainte comunismului? Bineînțeles că mai are în comun, pentru că o perioadă clientela e aceeași. Da. Sunt oamenii care cunoscuseră cârciumile Bucureștiului interbelic și care aveau cumva aceleași pretenții de consumație, chit că primeau ceva mai scăzut calitativ. Dar ei, oamenii își doreau aceleași lucruri și au căutat aceleași distracții o perioadă, până când e îndreptățită afirmația la doamna Aurora Nicolau, am găsit-o, că la un moment dat, în perioada comunismului, de fapt toate restaurantele erau niște cantine muncitore și mai mult sau mai puțin elaborate, unde se lucra pe câteva feluri de bază cu oarecare variație la garnituri, că vrei pui cu mazăre, cu cartof sau cu fasole, tot pui primești, dacă primești pui, bineînțeles. Și atunci s-a făcut, exact cum s-a făcut și în alte domenii, o scădere a gustului. E o diferență între snobism și a ști să mănânci bine, în sensul de a aprecia un gust bun al mâncării, și lucrul ăsta, din păcate, noi îl resimțim până astăzi, pentru că în anii 90 am fost într-adevăr cobai pentru toate formele de alimentație posibile. Și alimentație deja e o noțiune destul de largă față de ce a intrat pe piața românească după anii 90. Bun, au existat într-adevăr restaurante, Nicorești, unde am fost data trecută, e un restaurant care s-a menținut din fericire, Odobeștiu a dispărut. Cina e în prezent părăsită, sperăm că o să revină într-o formă sau alta. Un restaurant care a supraviețuit destul de mult timp, până dincolo de 2010, Codri Cosminului a sucombat și el, și era un restaurant celebru pe strada Virgiliu în perioada comunistă. Mai exista, bineînțeles, bufetul Cireșica, unde se mai putea servi o gustare și în perioada comunistă, dincolo de vremea lui Zava Idoc. Bun, exista și baruri, Melody sau Atlantic, dar erau aproape exclusiv rezervate unei elite. Adică dacă în interbelic oricine avea dară de mână sau se întâmpla să fie pe acolo, putea să fie. Când în perioada comunistă deja nu era pentru oricine mediul ăsta de frecventat. Cert este că o generație sau două au trăit în lipsuri. La un moment dat era o explicație pentru obezitatea oamenilor trecuți acum de 80 de ani, faptul că prinseseră niște perioade de restricții atât de drastice și de foamete, încât mâncau din instinct de conservare mai mult decât le trebuia. Era și perioada în care carnea era mult înlocuită cu soia. Nu te știu. Asta e perioada târzie a comunismului. Nu, vorbim în primul rând de perioada imediat după al doilea război mondial. Când vine și o perioadă de secetă, sunt lipsuri pentru că trebuia să plătim de reparații de război față de ruși. Era un cumul de factori care a dat o penurie generalizată și asta i-a marcat pe oamenii născuți în anii 30-40. După aceea, asta sunt generațiile deja ale părinților noștri, în marea lor majoritate, care au prins perioada aia cruntă a anilor 80. Comunismul nu a fost o fericire de la cap la coadă din punct de vedere al bunăstării, dar anii 80 au cunoscut o reducere din asta aproape ilogică a consumului cu pui subnutriți și se dădeau fix părțile cele mai puțin apetisante, plus că puii erau denumiți ironic frații petreuși, că erau slabi. Așa, se băgau adesea părțile mai puțin apetisante dintr-un animal, asta, capetele de porc erau calculatoare, picioarele erau Adidas, treburi din astea rizibile astăzi, dar tragice pentru cineva care a trăit în perioada aia și care era nevoie să stea jumătate de zi sau mai bine la o coadă ca să plece cu un amărât de picior de porc sau mai știu eu ce în traistă. Se spune că a fost o vreme de trai bun, dar a fost o vreme de trai bun pentru cine avea surse secundare de aprovizionare. Iar distracția în sine
a existat, că n-are cum să nu se dispară în totalitate. Dar mult în spațiu privat. În da, spațiu asta, care... în spațiu public nu. Diferită. Bun, eu câștig, dar la tehnologiei la general a apărut televiziunea. Multă puțină cât era, exista. Existau spectacole, bineînțeles, teatru a rămas, opera a rămas, opereta a rămas. Erau cam singurele lucruri de distracție. Da. Puteai să iei parte la asemenea spectacole. Cum spuneam, mai exista Icicolo, cât un local bun. A mai rezistat cofetăria Nestor, unde este actualul Hotel Radisson. A fost distrusă de cutremurul din 77 și până în 77 și-au menținut vechiul rețetar. Dumnezeu știe cu ce sacrificii și în ce condiții. Dar au reușit să țină, dar a fost o perioadă de regres. Ceea ce privește bucuria de a trăi. Iarăși, eu nu încerc să fac o generalizare. În privința bucuriei de a trăi, nu cred că am revenit la standardul din Interbelic nici până astăzi. Astăzi avem o abundență, dar e un soi de abundență necalculată și nediscriminată. Încă am rămas pe cantitate, nu pe calitate și asta nu cred că s-a înțeles concret din perioada asta de apogeu al culturii de consum, dar asta nu cultura consumerismului, ci a unei culturi de cum să consumi. Să te bucuri de viață, dar să te bucuri de viață calculat. Că se poate o mâncare scumpă, grasă, cu măsură și ritmată cumva în tot ansamblul vieții. Cam asta cred că se știa. Au fost excese tot timpul. Dar atunci exista totuși un asemenea gust al vieții care astăzi s-a pierdut. Și când spun că s-a pierdut, un gust din fericire nu e o insulă care se scufundă în apă și nu mai există. Este o treabă care poate fi redescoperită, dar e necesar să fie reafirmată și regăsit cumva cadrul în care se poate manifesta. Exact cum spune cumva în Biblie, că e un păcat să te îmbezi, nu să bei. Lucrurile pot fi raportate sub multe aspecte în treaba asta. Istoria ne arată cât de inventive au fost românii și cum au reușit, cât de mult au reușit să facă cu puțin. Și alte nații, dar noi vorbim de români și mai ales de bucureșteni. Și faptul ăsta că dincolo de orice, dacă e o constantă a Bucureștiului, este o poftă de viață sub toate formele sale. Încă este, încă se simte. Da, asta remarcă și călătorii străini de astăzi în București, că aici există încă o poftă de viață vibrantă. Strunită puțin, eu mă gândesc că n-am avea decât de câștigat. Da, și ăsta este unul dintre locurile care încearcă să facă o asemenea educație culinară. De, nu doar culinară, de fel de viață, că asta avem și un decor destul de neobișnuit pentru restaurantele bucureștene, cu un mobilier mai aparte, cu un serviciu, cu o veselă mai aparte. Vedem că avem râșnițe, de exemplu, exact cum cerea Păstorel Teodoreanu să fie pentru condimente. Avem un serviciu mai aparte cu frapiere, cu praf de gheață. Există un meniu mai elaborat și exact ceea ce spuneam, nu e făcut ca să te îndopi și să mor de ficat până acasă, ci e făcut să poți să guști din mai multe preparate și să te poți bucura de gustul lor propriu-zis. E o treabă lăudabilă și mai ales faptul că sunt pe piață de dinainte de anul 2000 și au reușit să se mențină, bun, au reușit să se mențină ca un soi de insulă în spațiul larg al gastronomiei românești sau al gastronomiei bucureștene, dar se menține. Clar că gustul există și nu există numai cazul bătrânilor, pentru că cei care au mai prins atmosfera din Interbelic acum se apropie binișor de 90 de ani, nu mai sunt mulți. E clar că există oameni care ori prin prisma poveștilor, ori prin prisma propriei dorințe de a descoperi alte maniere de a se bucura de viață, caută și genul ăsta, dar n-ar fi rău să se diversifice, tocmai să existe iarăși în mediul bucureștean diversitatea aia de distracții care se găsea în perioada interbelică. Localul de aici vrea să aducă o bucățică din perioada aia. Și o reușește cu destul de mult talent să facă lucrul acesta. Ar fi bine să fie cunoscut de mai multă lume. Nu e un secret. Prețurile sunt destul de ridicate. Poate că o clientelă mai vastă ar duce și la o scădere a prețurilor. Da, fluxul ar duce, da, e adevărat.
Okay. Ar mai fi multe de spus pe tema cărciumilor bucureștene, pe tema distracțiilor bucureștene de altă dată, pe tema cum se putea petrece și cum s-ar putea petrece, de ce nu în București, că faptul că e vechi nu înseamnă că e ilegal să poți să-l faci. Și cu siguranță vom putea elabora și alte teme de discuție de aici. Bineînțeles, mulțumim pentru incursiunea culinară din vechiul București. Mare plăcere. Bucureștiul de altă dată. Pe data viitoare. Pe curând.